Fricoșat e locul unde Domnule vorbește prin cuvânt, iar pe scara cerului coboară îngeri aducând mesajul sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Iacov prin acea pustie, poate nici tu nu știi unde ești. Domnul stă aici deasupra scării, astăzi poți cu El să te întâlnești. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Căci așa ne-a spus Mântuitorul când era la noi jos pe pământ. Dacă doi sau trei vor fi împreună, sunt și eu prezent prin Duhul Sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel.
vrei să simți a lui prezență. Dacă vrei să-i vezi puterea sa, cheamă-l pe Iisus, ascult credință. Și de poala hainei nu lăsa. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului.